Derbiul județului Argeș în Liga a treia, meciul dintre Athletic Bradu, echipament verde, și SCM Pitești s-a jucat vineri după amiază pe sinteticul din Bradu. S-a disputat ultima etapă a sezonului regulat, iar ambele echipe erau calificate pentru play-off. Tocmai de aceea, victoria pentru oricare dintre echipe era importantă, punctele adunându-se în clasamentul special. Deși ocazii au fost la ambele porți, scorul final a fost până la urmă egal, 0-0. Să mai spunem că la gazde, mușcelenii Genaru și Rădescu au fost titulari și au jucat până în minutele 75, respectiv 82, iar la oaspeți, timp de 90 de minute pe teren, a evoluat fostul jucător de la Aro, Câmpul Lung, Iulian Tameș. Un egal pentru cine? Un egal nu ajută pe absolut nimeni. Păcat că nu a reușit să câștigăm, dar... Da? 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 În play-off? În play-off o să vedem ce... Ce se întâmplă? Dacă mai ține această echipă sau dacă se distanțează până în cele play-off. Despre derbiul județului a vorbit și antrenorul gazdelor, Rică Neaga. Din toată inima au fericit jucătorii pentru că s-a văzut că am fost mult peste cei de la SCM. Îmi pare rău pentru că n-au marcat. Am avut 4 situații clare de a marca. Îi felicit încă o dată, dar la meciul viitor îi vom bate. Sezonul regulat s-a încheiat. Urmează play-off-ul. Vreun obiectiv clar? Le-am spus că sunt singura echipă din această serie care n-au pierdut acasă în acest sezon. Mă bucur că au rămas invincibili pe teren propriu și ne-am propus ca în play-off să terminăm pe locul 3. În această săptămână se dă startul play-off-ului, iar cele două echipe se vor întâlni în meci direct pe stadionul din Pitești, în chiar prima etapă, mai exact joi de la ora 17. În clasamentul play-off, SCM Pitești ocupă locul 3 cu 14 puncte, iar Athletic Bradu locul 4 cu 10 puncte.